pentru cei ce sunt aici și sunteți în străinătate. O zis Duhul Domnului așa pentru cei ce sunt plecați. Ocrotirea Domnului peste unii nu este în țările în care sunteți. Este cuvântul Domnului și îmi fac datoria înaintea lui Dumnezeu. Transmiteți-l mai departe. O zis Domnul așa, scăparea nu-i de a fugi dintr-o țară în alta. Domnul pe unii i-a rânduit să se întoarcă înapoi în România. Aici va fi scăparea lor și a caselor lor. Unii rânduiți de Domnul vor rămâne, dar vor fi ocrotiți acolo. Și pentru că Domnul vede starea omului și vede viitorul, cuvântul Domnului a spus poporului să se roage, să ceară fiecare familie lumină, să nu fie sistemul de turmă aplicat. Fugim din Italia în Germania, nu ne place în Germania, fugim în Belgia, nu ne place în Belgia, fugim în Franța, fugim în altă parte, numai sub ocrotirea Domnului nu să nu fim. Mulți cred că ocrotirea este, dacă și pentru mine în America, este valabil pentru toți. Fiecare să se roage Domnului, să fie sub ocrotirea Domnului, acolo unde vrea Dumnezeu. Pentru că dacă nu se va înțelege, va fi plătit de unii un preț al nevegherii. Și prețul acela îl va plăti fiecare, el și casa lui. Dar pentru cei ce vor intra în ascultare și vor cere o călăuzire a Domnului, Domnul va deschide drum de biruință. Și cei ce vor asculta de Domnul, vor avea un preț al ascultării. Eu îmi fac datoria înaintea lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu să lase înțelepciune. Fie ca Dumnezeu să lase lumină. Fie ca Dumnezeu să facă pe fiecare să înțeleagă și să se întrebe unde mi-este ocrotirea. Că s-ar putea și eu să fug din America, poate în România sau în Africa sau în altă parte, și ocrotirea mea să nu fie acolo. Rânduirea ocrotirii pe care o are Dumnezeu, o are pentru fiecare dintre noi. Să dea Dumnezeu lumină. Ori de câte ori suntem în casa Lui, în casa olarului, fiți atenți, aici este marele olar. Puneți întrebarea, îl recunoști sincer pe el? Ești gata să te lași prelucrat? Sau pleci acasă și să spui, a fost o duminică slabă. Nu am auzit ceea ce am vrut eu. Nu e așa cum am crezut eu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu în casa olarului, marele olar, nu greșește niciodată. El nu greșește. O cântare, o poezie, un cuvânt al Evangheliei, un cuvânt venit prin Duhul Sfânt, o cunoștință, este benefică pentru cei ce iau aminte. Pentru cei ce nu bagă de seamă, va veni o zi când fiecare va plăti un preț al neascultării. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm înșelați și Dumnezeu să ne dea putere să ne lăsăm prelucrați de cuvântul Domnului. Cel mai mare păcat care se comite în poporul Domnului la ora actuală, știți care este? Păcatul împotriva creației. Fratele Sandu a vorbit aici. S-a amintit din Psalmul 139. Atenție și surori și frați. Păcatul împotriva creației. Nemulțumit de cum m-a creat Dumnezeu. Nemulțumit de cum arăt. Nemulțumit de faptul că oglinda îmi arată starea cu care m-a creat Dumnezeu, înfățișarea, și caut să schimb la înfățișarea aia. Nu se are în vedere fața omului înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu se are în vedere inima omului. Să ne ajute Dumnezeu să avem o inimă.